Vom plăti rate mai mari din toamnă, este avertismentul sumbru al analiștilor financiari. Românii tind să se supraîndatoreze, iar leul continuă să deprecieze în fața monedei europene. Rezultatul urmează un val de scumpiri la toate produsele importate, iar efectele se vor simți în buzunarele românilor. Cosmin are credit pentru prima casă. Plătește 950 de lei pe lună și se teme că rata îi se va mări în numai câteva luni. Puneți-ne asta, care-i soluția? Vindem apartamentul și ne ducem chirie? Cui pasă de noi? Noi trebuie să muncim, să plătim taxe, să producem și la revedere, restul pace. E un scenariu cu repetiție. Sunt sute de mii de români ruinați deja de furtuna financiară din 2008. Cunosc oameni care și-au pierdut casa, și-au pierdut mașina, să-ți pierzi și casa e cel mai rău. Iar analiștii avertizează că vom repeta trecutul. Practic, ar fi o creștere de 15% până la, într-un an și jumătate. Vor fi afectați, în primul rând, cei care sunt foarte îndatorați, în special clienții cu credite prima casă. Cine are acum un credit prima casă pe 30 de ani în valoare de 50.000 de euro, va plăti până în decembrie 2017 cu 60 de lei mai mult pe lună, estimează analiștii. Iar până în decembrie 2018, pentru același credit, rata va crește cu încă 140 de lei. Creșterea ratelor de dobândă va fi mai accentuată. Se discută despre măsuri intempestive, cum ar fi reintroducerea supraaccizei, desființarea pilonului 2 de pensii sau, în orice caz, amputarea pilonului 2 de pensii. Sunt convinsă că va fi din nou o criză mare de tot. Analiștii recomandă prudența și evitarea îndatorării pe termen lung, iar rata lunară nu ar trebui să depășească 30% din totalul veniturilor.